Vă salut băieți, eu sunt Crisi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă prezint cei mai defensivi atacanți. Ce înseamnă asta? Atacanții, strikerii care au cel mai mult la defending și uh, poate o să rămâneți surprinși, Cine știe, chiar vreau să spuneți în comentarii voi cine credeți de pe acum de la început că este cel mai uh, defensiv atacant, să zicem așa. Dați acolo un like, abonați-vă că sunteți noi pentru că chiar mă aștept foarte mult. Dați un share pe tenor voștri de asemenea. Și să continua cu clipul, aș să le mulțumesc și lor doi sponsori de astăzi. Pe găsiți o cam foarte variată de produse video, de jocuri, de Efectiv, orice vă doriți voi la prețuri super, super accesibile, asistența 24 din 7 și pe lângă gama pe care vă oferă site-ul, puteți folosi și codul CHRIST YouTube pentru o reducere de 3% la checkout. Iar dacă v-ați cumpărat FIFA 22 de pe neba.com, vă recomand și site-ul Coins pentru a vă lua și coins pentru FIFA 22. Aveți foarte multe opțiuni, diferite metode de plată și bineînțeles aveți și asistența 24 din 7, iar la checkout, dacă băgați codul CRISTY, aveți și o reducere de 5%. Dacă aveți vreun dubiu, dar cel mai defensiv atacant este Rod Gullit, acesta de 101 de la eventual său, cartea Striker, oricum toate cărțele lui sunt extrem de polivalente, inclusiv cartea asta care vedem are 104 la defending. Deci, cartea asta poate juca oriunde. Nu știu care e diferența între celelalte, sincer. Hai să ne la un câmă cât are defending. Are 110. Ok, deci este o oarecare diferență. Dar totuși, un atacant cu 104 defending Wow, oricum e, e gulit, e de înțeles. Doilea cel mai defensiv atacant este Mario Mandzukic. Mario Mandzukic de la End of Anera pe care îl am și eu. Cartea asta are 95 la defending și la Mandzukic chiar nu mă așteptat să fiu sincer. Adică la golit mai înțelegeam că na, totuși este, a fost un câm, un câdm și n era out of position oarecum. Dar cartea asta la Mandzukic, uitați-vă și voi, are 84 marking, 85 sliding tackle, 124 agresion care cred că intră tot la defending, 91 intercepții, 90 standing tackle. E o carte care chiar face faza defensivă destul de bine. Are și high cu high, carte destul de polivalent, dacă pot să-i zic așa. Chiar nu mă așteptam, sincer, mă dat aceste date de pe Farenders și când l-am văzut pe Manju și pe locul 2 era ceva genul No Way. <laughs> Treilea cel mai defensiv atacant este un jucător care acum se află la arcade aici și este vorba despre Yusuf Paulson 207 care are 92 defending. Deci, cred că este și datorită faptului că sunt la fel ca și Mazoki și uh, Gullit și Paul, sunt niște jucători destul de puternici și cred că în acest lucru are defending destul de mare. Uitați-vă și la Paul, sunt 89 marking, 92 standing tackle, 71 sliding tackle și 86 intercepții. Deci o altă carte foarte înaltă de 1.92 care face fază defensivă să zic așa, mai ales care medium cu high, poate și datorită work rate-urilor, cine știe. Un alt atacant cu defending destul de mare este de aici de la Red City Hub, este vorba despre Leutaro, Martinez, cu 84 defending, deși el este doar de 1.74 ca înălțime, deci nu este un atacant foarte, foarte înalt și are doar medium la defensive work rate, dar cu siguranță datorită ratingului are defending-ul destul de mare, uitați-vă și 85 marking. 62 standing tackle, 74 sliding tackle, 76 intercepții și 128 aggression care cred că sau heading, nu știu, ori heading, ori aggression probabil că intră la defending și de aceea are 84 pentru că totuși uitați-vă și voi standing tackle sliding tackle intercepțiile sunt sub 80 deci fără unul dintre acele două statistici ne avea cum să aibă 90 aproape, adică mă rog 84. Tase de la FCSB și între atacanții cu, un defending foarte mare, are 85, deci mai mult ca lăutarul. Uh, la el poate de înțeles, pentru că el mai joacă și câmul uneori la FCSB Mai mult a fost improvizat atacant Și uitați-vă și voi, are 77 marking, 84 standing tackle, 88 la intercepții, 82 sliding tackle Deci tase chiar se poate descurca și la mijlocul terenului Bine, nu ca și cum n-am fi știut asta Ronaldo Grasso este un alt jucător care are defending-ul foarte mare, 89 Bine, cartea asta este și un pic crescută, el mono numai la 107 Dar uh, cartea de 107 are 87 defending, deci un plus 2 și la defending de datorită ratingului. Și Ronaldo Grasso are 87 standing tackle, 76 marking, 76 sliding tackle, 82 la intercepții. Deci, cine știe, îl repoziționăm și pe Ronaldo. Harry Prime că este un alt atacant cu foarte, foarte mare defending. Este al patrulea cel mai bun pe defending atacant din FIFA Mobile. După Gulit, Uh, după Manzuki și Paulson. Uh, cartea asta este și asta un pic crescută cu plus 1, fiindcă mă numai la 108, dar în orice caz 78 marking, 75 sliding tackle, 83 standing tackle și 90 la intercepții. Sincer, nu prea am văzut meciuri de ale lui Anari în viața reală, gen, sau mă rog, uh, sau habar n-am highlights-uri când era la Arsenal, dar nu știam că a făcut atât de bine faza defensivă, sincer. Aceasta lui De Bruyne, care se strike, are defending-ul foarte mare, dar este de înțeles, pentru că De Bruyne, în normal, este un cămâ, cartea este out of position, deci se poate înțelege, bineînțeles, 89 marking, 86 sliding tackle, 88 intercepții, 88 heading, 74 sliding tackle, deci cred că la De Bruyne este cea mai așteptat bine, la fel ca și la Gullit, probabil. Iar atacantul cu cel mai mic rating și cel mai mare defending din FIFA Mobile, o să rămâneți poate puțin surprinși, este Diouf de 89, băieții, Team of the Season, la 84 defending, la doar 89 rating, deci... Cu siguranță cartea asta poate crescută la 100, cine știe să ducă în 100 defending ca și gurit, habar n-am. Dar Diuf are, vedem, 78 marking, 81 sliding tackle, 84 standing tackle, 79 intercepții. Deci, Uh, cred că este și el destul de înalt, da, 1.85 e cât de cât înalt, minimum cu medium. Uh, destul de surprinzător, sincer să fiu. Cam asta a fost și clipul nostru, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut ideea, mai ales dacă vreți să continuăm această oarecare serie, dați acolo un like. Uh, cum am să spuneți în comentarii, mă, la început trebuie să spuneți care credeți voi că este cel mai bun fundaș atacant, să zic așa. Eu am fost Cristi și până data viitoare nu uitați să vă abonați și m-am dus. Pa!